Salutare și bine ai venit din nou pe canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial. Astăzi voi prezenta un nou video cu exerciții pentru nervul sciatic. Ce ai nevoie de? O salteluță, nu e neapărat necesar să ai o astfel de masă acasă, însă eu m-am gândit pentru varietatea exercițiilor, pentru că vor urma câteva exemple unde voi avea nevoie de masă, așadar eu mă voi așeza. Tu acasă, dacă ai o salteluță sau pe covor, să fii confortabil, ne așezăm complet pe spate și începem pur și simplu să lungim un picior mai lung, unul mai scurt, unul mai lung, unul mai scurt. Pentru a observa diferența, am să trag laba piciorului, să-ți dai seama, pur și simplu mutăm bazinul din loc, îl duc sus, jos, odată cu un picior, odată cu celălalt, odată cu un picior, cu celălalt. Același exercițiu poți să-l repeți de asemenea și din culcat ventral, pe burtă culcat. Deocamdată vă arăt doar așa. Perfect. Tu acasă, dacă ai pe marginea unei canapele, la marginea patului, știu, pe un scaun, dar e important să nu atingi cu tălpile jos, așadar vei ridica un picior, capul pe spate și revii. Am să te rog să vii să mă filmezi și dintr-o parte. Capul pe spate. Și revin. Ridicăm un picior, ridicăm piciorul, dar și capul merge pe spate. Vei simți aici foarte bine. Și din nou. Protunjim. Odată cu un picior, odată cu celălalt. Sus. O să simțiți că vă doare, dar nu vă îngrijorați, pentru că sunt foarte eficiente. Jos. Și ultimul. Uităm simultan, da? Simultan capul pe spate, se întinde piciorul, iar când revenim, revenim cu totul, rotunjim mult spatele și capul pe spate. Perfect. Acum am să-mi iau un scăunel. Tu poți să faci la marginea unei scări, știu, pe o bordură în cazul în care ești afară. Pur și simplu lăsăm piciorul să atârne în jos. Îl lăsăm să atârne în jos, după care ridic, cobor. Ridic, cobor. Ridic, cobor. Sus și lasă-l să cadă. Lasă-l. Sus, jos. Sus, jos. La final, ridici brațul, lași piciorul pe lângă scaun sau pe lângă scară unde ești și te întinzi acolo. Lași mult să cadă. Stai acolo. Schimbăm piciorul celălalt. Aceeași poveste, da? Lăsăm piciorul să cadă. Sus, jos. Sus, jos. Este un joc din șold, dar foarte bine se întinde atunci când lăsăm piciorul să cadă în jos. Sus, jos, sus, lăsăm acolo, ridicăm brațul și mă înclin, mă înclin într-o parte. Dacă nu reușești, poți sprijini de ceva cu o mână sau pur și simplu evita exercițiul, dar acesta poți să-l faci liniștit. Perfect! Acum ai nevoie de un perete, tot pentru nervul sciatic. Mă gândesc că ai acasă un perete, un geam de care te poți folosi. Ai o distanță de o talpă și puțin, două chiar. Te așezi la perpendicular. Peretele vine aici, eu aici și pur și simplu așezi bazinul pe perete. Așezi, te sprijini și la fel, stai acolo. Poți să repeți câteva repetări, în schimb
pe pielea mea am simțit-o atunci când am dureri mari de pe nervul sciatic, nu prea pot să fac aceste exerciții, să fac și să revin și atunci îmi sunt mult mai eficiente să stau acolo. Dar dacă tu reușești, poți să le repeți liniștit. Perfect, ne întoarcem și pe partea cealaltă. Nu uităm, distanță de două tălpi de-a noastră sau o talpă jumătate. Așez bazinul pe perete, după care trag brațele, abdomenul strâns și stau acolo. Perfect! Și ne folosim din nou de masă. Tu acasă, pe marginea unui pat, pe marginea unei canapele, te așezi pe burtă și lași un picior să cadă. Lași pur și simplu cum te ții, desigur să nu cazi, da? Și lași acolo. Și stai. Preț de 30 de secunde. Fie stai 30 de secunde, fie un minut, cât îți cade bine. Hai să schimbăm și celălalt picior. Pentru că nu e așa. De obicei avem probleme doar pe un picior cu nervul sciatic, dar eu insist foarte mult ca de fiecare dată să lucrăm cu ambele picioare. Perfect! Și tot de aceeași canapea sau de același pat, ai nevoie pentru, pe final, te așezi la marginea patului, la marginea canapelei, la fel pui bazinul până la încheietură și pur și simplu lași picioarele, ambele picioare să cadă și stai acolo preț de 30 de secunde, un minut și să vedeți ce bine veți simți aici cum se întinde coloana și se decompresează acolo. Practic există o presiune asupra vertebrelor și stăm acolo 30 de secunde, un minut, cât îți cade bine. Nu uita că mai există pe canalul meu de YouTube încă un film pentru nervul sciatic. Ți-l recomand cu dragă inimă pentru completarea antrenamentului tău. De asemenea și acele exerciții pentru dureri lombare, pentru că până la urmă nervul sciatic și durerea nervului sciatic pleacă de la durerile lombare, așa că, dragă inimă, ți le recomand și pe acelea. Ai grijă de tine până data viitoare, nu uita să faci exercițiile, să ai răbdare, pentru că de obicei durerile, exercițiile pentru dureri necesită așa un proces mai lung pentru a ne face bine. Însă trebuie să recunoaștem că exercițiile sunt cel mai bun tratament pentru o viață cât de cât sănătoasă și pentru un spate sănătos. Până data viitoare, ai grijă de tine, multă sănătate și toate bune!